Salutare, Wambu, și bine v-am găsit aici la un episod din Forza. S-a băgat sezonul nou. Sezonul, mamă, ce număr a ajuns? 25, parcă? Nu știu ce contorizează. E ciudat că pe forumuri și la EPS contorizează, dar aici în joc nu scrie Series 25. Câteodată scriu aici la unde scrie update-ul ăsta de creativ, câteodată scrie un număr. Dar nu mereu, în fine. BV 850 CSI, pentru cui pasă. Un Porsche 911 C2 GW pe care l-am deja și după aia încep, în sfârșit au ascultat și ne-a dat și 9 mașini noi. Într-un final. BMW M3 2021, dar este un M3 Competition Sedan, ceea ce deja am farmașina, cum puteți observa, și un Mercedes-Benz AMG GT. Nu știm anul, dar după design a zice că e un 2020 sau un 2019. La Forza așa vă aveți un Mercedes AMG One, recomand să-l luați. Foarte bună pentru circuit și sprint. Și un TVR Speed 12, nu cred că o să-i pronunț mai greșit, așa că nu o să-l pronunț. Misiunile pe care le-am format sunt această misiune care îți dă 10 puncte și astea două misiuni care îți dau 5 puncte cu 5 puncte și am deblocat mașina. Pe lângă asta, următorul sezon avem BMW X2022. BMW electric. Într-un final ne ascultă, ne dau mașini noi. Miracol. Cam atâta pe partea asta. După aia avem Winter, BMW M2 2023. Deci nu 2022, 2023, de anul ăsta. Miracol din nou. Și aici avem un BMW i4 2022, care abia aștept să-l iau. Dar, pe lângă mașinile astea, avem două mașini. Sunteți pregătiți? Nu sunteți pregătiți. Mergem aici la de fapt nu contează Summer Series, în fine. Aici la final, ca de obicei, aveți aici un Treasure Rush Hunter care vă dă 100.000 de credite. To the Moon, Welcome to the Winter, și aici aveți niște evenimente speciale. Puteți să testați mașina asta, cum ar veni BMW-ul, din ce văd eu aici. Și M3. Când atunci am finit, și avem, asta m-a interesat, avem două Rivian-uri noi, care sunt foarte încântat de ele, abia aștept să le testez, dar mai avem și un Seasonal Championship, un Lancer GSR 8 și cam atâta. Și am un DBS SL 2019 versiunea AM, dar cred că l-am. Deci DBS SL 2019, ia, hai să vedem. My Cars, Aston, DBS 2019, nu cred că l-am, surprinzător. Da, nu l-am, interesant, cu o mașină nouă care tocmai am descoperit-o. Hai să conduc un pic asta stock, ca să vă formați o idee. Și pe aia să facem cursa cu Rivian, pentru că sunt foarte curios. Aaaa. 500 de cai fix. 504 chiar, un trecut de 600. Se vede destul de puturoasă și suspensiile sunt destul de moi. Este binișor pentru un stop. Sunetul nu mă dă pe spate. Se aude un turbo, dar se aude diferit față de restul, ceea ce îmi place. Și interiorul este clasic. Chiar seamănă cu M4, mai că scrie M3. Și vedeți, în dreapta avem kilometri și în mijlocul ecran acolo avem mile pe oră. Na, fiind stop cu 500 de cai, nu vă așteptați la prea mult. E puturoasă, nu trage. Na. Dar pe partea de tuning, avem 8 trepte. Stă destul de bine pe frâne. Bine, e mașina ușoară. Stă destul de bine pe frâne. Da, ok. Ce nu mi-a fost clar din toată chestia asta, cum obții Rivian-ul încă.
N-am încercat să-l cumpăr. Nu cred că-ți dă voie, sunt sigur că e o mașină de farm event ceva, adică aș fi incredibil de surprins să îți dea voie să iei. Deci ar trebui să fie la R. Radical, Razor, Polaris, Pontiac. Și nu este. Sierra Car sigur nu este. Deci avem ăsta, Rimac-urile, Renault-urile, RSR, Radical, Porsche. Da, nu, adică mașinile astea aici, putem intra să facem cursă cu ele. Baja California 3 și Country Cross Circuit. Ok, și mai avem M2-ul ăsta. Pentru că sunt și eu curios, că nici eu n-am apucat să testez astea 3 curse. O să facem astea 3 curse, dar mai întâi o să turnăm mașina asta, să o conducem un pic. Să vedem ce putem scoate din ea și după aia mai spre final o să facem. Engine swap! N-aș face. V8-ul ăsta sună total greșit. V10. Nici că eu n-au de V10 plus și motorul de supra. Asta s-ar potrivi. Așa. Mașina e tracțiune spate? E tracțiune spate. O face mai bună de drift. Super. Hai să vedem. Upa. Deci avem sport front bumper. Și asta. Interesant că se schimbă grilajul, vedeți? Asta, faptul că e reglabil, mă ajută teribil, dar într-un fel... Într-un fel aș vrea să o fac așa, știi? Pentru că și asta are finzurile astea două delicate, e mult mai subtil, știi? Hai să facem așa stilul BMW. Ce avem ăsta... Nu, și fără. Bun, o să punem ăsta. Că e ce se potrivește. E, vedeți, aici mie personal îmi plac cum vin astea. Astea, e mișto că e carbon. Câștig handling. Interesant. Nu-mi place cum e conglomerat acolo toate țevile. Personal, vizual nu-mi place cum arată. Nu mă deranjează teribil, dar gen... Dacă ar fi să cumpăr mașina asta pentru mine, n-aș lua setup-ul ăsta, aș lua tot așa, mi se pare că arată mai bine. Dar ăsta ne dă și finza aici pe laterale și... Na. Și avem aici... Aha, și acum avem un pachet complet, cum ar trebui să arate competition-ul, de fapt. Haha. Nu o să schimb roțile stock, o să punem slick-uri. Să facem roțile măricele. Nu facem momentan de drift, o facem așa... Competition, tracțiune spate, cum ar trebui să fie mașina asta. Și mergem aici la roți, asta le lăsăm. Și mai avem aici trenul de rulare, cutia de viteze. Deci avem 8 trepte deja. Câștig handling. 7 trepte, 8 trepte inutile. Nu o să aibă atâta putere să profite de ele. Și brace differential. Și cam atât, să mergem la frâne. Mă, da. De foarte multe ori se întâmplă să-mi placă frânele stock. Fie aia îmi pun frânele astea, arată meh. Nu știu, vizual ar putea să facă niște frâne care să arate mai bine. Discurile sunt problema, nu e trierul neapărat. Da, mă rog, asta e părerea mea personală. Ziceți voi că se întâmplă destul de multe ori să ai frâne care... Frânele stock arată foarte bine și frânele astea de Forza ca upgrade sunt bune, dar arată odios. Ai vrea chestia asta. O tonă 378. Interesant. Hai să vedem câtă putem scoate motorul ăsta. Au zis turbo? Zici că scârțe ceva, zici că e ușiță ceva. Deci de la 503, hai să vedem la cât ajunge. Sunt chiar curios. Opa! Îmi place cum s-a schimbat timbru. Destui de mult ca ai pe upgrade-urile mici. Adică cam totul a dat plus 10, plus 20, plus 30. Și am luat turbo-urile. Deci avem deja aproape 800 de cai cu 900 de Nm cu 300. 938. Wow. N-aș putea să merg cu așa ceva, m-ar bruia mental.
Diferența e foarte mică oricum. O să punem ăsta. Deci aproape 1000 de cai, aproape cu 1138, ceea ce nu e rău. Ia să vedem. Și acum avem. Deci este un S1 curat. Wow, cât de curat. Sunt surprins că nu e 901, 902, nu e 914, nu știu. E un număr foarte fix. Ceea ce mi se pare ciudat într-un fel. Gearing-ul e cam la gară. 367. Dacă îl pun așa, nu cred că duce. 385, ok. Și astea-s loc. Apply. Hai să găsim un livery drăguț. Așa. Buy new designs. Negru ăla curat. Aia, rozul ăsta. În performanța o dată ieftin rău de tot. Gri, negru, albastru, crem. Vede, ăsta e interesant. Nu-mi place niciunul. Dacă o vine să credeți. Am testat mai devreme un Ford și a rămas spre filtrele setate aparent. Hai să căutăm ceva. De exemplu, ăsta arată interesant, dar ăsta arată puțin mai bine. Dar nu-mi place verdele ăla. Mov. Interesant. Nu aș vrea alb. Ei, uite, vezi, ăsta e interesant. E, arată odios cum a aruncat M-Performance-ul ăla pe ușă. Nici măcar nu e linia cum trebuie, căși. Și mă zgâre pe ochi. Dar coloritul, vedeți ce a vrut să facă. A făcut în 3 culori difuz. Arată binișor ideea, știi? Dar execuția lasă de dorit. Faza e că n-aș vedea prea mult ușa aia. Și mașina ar fi foarte colorată. Uite, albastru ăsta arată. Hai, mă, să luăm albastru ăsta. Dacă ăla și... Nu poți să editezi profilul. Când importi astea, dacă dai edit, te-l șterge practic. Adică nu mai poți să modifici ce a început el și să-l faci versiunea ta. Ce? Na, îți pare cinstit. Foarte mișto culoare. Deci un albastru mov mat. Au, de seară. Nu uitați, sunt de tractul în spate cum o să trebuie și obicăi. Mamă, deci când intră turbo-ul, iar și pe a patra. Mamă, nu se poate controla aproape. Mamă, se simte upgrade-ul și de frâne și de cauciucul, deci... 43? Lamp player, da. Ok. Și am mai băgat un event lab care nu vi l-am arătat, dar recomand să faceți, să vă uitați la un video pe YouTube, că e foarte mult de vorbit acolo și de prezentat. Așa că nu o să fac eu asta acum, mă interesează mult la mașină. 3, 2, 1 și... Am vrut să fac puțin taxi control, dar m-am răzgândit. Vreau să văd cât de rapid ajungem 300. În condiția care nu este un S2 și este un S1, A7-a, bine, urcăm aici. Nu-i deloc rău, de fapt. Wow. Da, îmi place cum arată. Deci culoarea asta mă unge pe suflet, nu știu, este... Fata. Îmi place că se blochează zăpata, se cinge spatele. La downforce și cum se văd lumina acolo pe tot. Îmi place că acolo scrie că sunt în treapta 7, dar sunt în 1. Aha, și acum scrie că sunt în 1, deci e un bug ciudat când îi spingeam. Da, pentru că nu se vede nimic animat pe borda aia. Bun, ce să zic? Pentru clasa S1, o recomand la circuit și sprint, all-wheel drive, cu aero maxim pe spate, aero mediu pe mijloc, pe față, pardon. Din păcate cu cele de Forza, nu cu astea stock, sau vă chinuiți un pic și suportați controlul mașinii.
dar e distractiv de condus. Și dacă vezi de drift, o lăsați așa tracțiune în spate, schimba suspensia și cutia de viteze și vă duceți cu el la drift. Hai să vedem la festival playlist ce ne interesează. Hai să vedem M2-ul. Să începem cu, ceva mai puțin interesant. Da, sprint. 502. Serios? 502. Aha, pentru că joc cu mașina asta, nu joc cu M2. Păi știi ce mi-a dat în poze M2? Nu înțeleg. Sunt contra M2? Este asta nu-mi plac, când mi-a dat un poză de mașină și mă pune să... Asta e mașina de reward de la final, se zice. Mamă, cât de putura asta e, câți cai are, mă? 380, 372. În ce an e mașina asta? 1995. Vai de capul meu cât de puturoasă e. Oh, și e grea, e grea. Suntem bine. Vai de capul meu cum s-a simțit și greutatea. Abia am reușit să frânez, abia am reușit să țin pe stradă. Deci când îi arunci greutatea la mașina asta, cauciucurile nu fac față. N-avem suficient downforce pe spate. Așa. Și grajul ăsta? Dar uite, frate, a vrut să fugă de spate. Deci am frânat ușor, abia nu știu cu 100. Bine, e stoc. Hai să fim cinstiți. Stopurile alea totuși, ce părere aveți de stopurile alea de spate? Mi se par... altă categorie! Parcă n-a arătat BMW! Mă, sunt ciudate rău stopurile alea. Îmi plac farurile de față totuși, dacă să zic așa, dar restul... masca aia de față nu-mi place, arată ca doi dinți din față de aia. Câși. Oh, flacăr la evacuare. 502. Acum înțeleg de ce a durat 502, pentru că mașina asta e destul de greu să o scoți un timp bun, că abia aia viteză, abia se controlează și drumul ăsta nu mă ajută deloc. Ia uite-o. Am aruncat-o în viraj și abia a luat virajul. Ok. 200. 200 așa ușor. Nu oricum. Total stânga, asta cu talpă. Wow. Și acolo trebuie să frânez în capăt. Asta nu se iau virajul. Uai de cap, nu trebuie să cobor în 100 să pot să iau virajul. Deci nu vreau să știți cum am jucat cu frâna ca să nu blochez roțile, pentru că nu-ți dai seama unde va bloca și dacă bloca mă loveam de gard. Dacă lovești de gard, se arestează timpul ăla și nu primești reward-ul. Ok, până aici suntem bine. Ăla e mult în spatele nostru. Chiar sunt curios ce timp scot. E în a patra talpă, 181 la oră pe urcare și nu duce mai mult, adică ce? Cincea? Nu știu dacă iau virajul ăsta. Pare să-l iau, cu avânt. Așa? Perfect. Talpă, talpă. O scos? Ah! Ok, 200 la oră. Top. Vai de cap, mă, cât de... greutatea mă surprinde. Aia e singura chestie. În loc de 5 minute, wow, 5 minute, am spus 304. 5 minute, traseul ăsta. De câte ori s-am vârtit, de câte ori a greșit. 1 minut 57 diferență, wow. No comment. În fine. Deci clickbait de thumbnail, n-am jucat cu mașina cu care speram să jucăm. Ceea ce mă enervează. Acum sunt curios dacă la Rivian îmi dă voie să joc cu Rivian. Pe ce sunt la mașina asta stock? Nu știu dacă aș face schimbarea de motor, dar în fine. Am selectat eu cursa greșit. Că am făcut-o pe asta. Nu pot să cred! Refuz! Aaa, de asta am greșit! De fapt... ce mizerie. Când cursa asta am văzut-o că e sprint și nu e circuit și m-am încântat și am zis că pot să iau viteză și vedeți că scrie în dreapta BMW
1995, pentru că e practic sub același meniu. Ăsta este MW. Deci nu e clickbait, practic. În fine, stați cu... E o prostie. N-ar trebui să văd aceleași două curse cu două mașini diferite pe două trasee diferite. Oh, în fine, măcar am făcut achievement-ul ăla, am strâns punctele. Na, nu mă ajută neapărat, dar... Ok. Să vedem. Cum pleacă rotul loc. Ce părere aveți de HUD-ul ăsta, nu? Care l-au făcut ăsta de la BMW pe M2 ăsta. Mie mi se pare un... Opa! Ceva beta neterminat. Arată ciudat. Personal nu-mi place. Interesant. Este bine ușor pentru un coupe. Atât de ușor. Arată că e foarte bună pentru 150 la oră viraj. Uite și aici. Și nu avem mare downforce, că nu avem mare pe spate. Opa, ajungi la 500 de cai pe kilogramele astea, e ceva. De-aia se simte așa sprintenă. Ok. 1.07? 1.06 versus, mamă, 46 de secunde diferență. Ok. Poate n-a apucat lumea să vedea timpul că e greu destul de recent de s-a lansat ăsta și... Na. Ok. Surprizător de manevrabilă pentru greutatea ei și stoc. Plăcut impresionat. Oribil interfața. Designul la M2 nu pot să spun că îmi place personal, dar hai să trecem la Rivian, la ce este interesant. Nu știu care. Trah. Crosca. Hai facem circuitul și pe aia facem trail-ul, că trail-ul cred că e mai fun. Iară sunt sub aceeași cursă. Ăsta e circuitul, ăsta e trail-ul. Forță, hai să facem circuitul, că e cel mai plictisitor. Să vedem câți cai are. Și ăsta e cupeul. Nu e, pardon, nu cupeul. Vreau să zic că e cu acoperișul dur în spate. Nu știu ce m-am gândit la cupe. Deci, trezile. Ok. Mamă, ce interfață chiar. Virează, te rog. Uaaa, se simte greutatea. 835 de cai. Virează, virează. Hai de capul meu cu greutatea. Totuși... Nu e rău deloc. 190 maxim. Dacă vai de capul cât am frânat și totuși m-am dus, am frânat, am încercat să corectez. Deci da. Cauciucurile sunt praf pentru ce fac eu aici. Sunt cauciucuri de ce mult asfalt. Greutatea se simte din plin. Sunt curios ce poți să tunezi. Vreau să mai fac un lap ca să pună timpul. Sunt curios tuning-ul. Bine, e o mașină grea, mașina asta și cu 1500 de cai posibil se simte puțin puturoasă. Te rog, virează, te rog. Arată simpatic. Îmi place mașina asta, numai că traseul pe care m-a pus nu mă aștept deloc. Și mai tare, și mai tare, și mai tare. Virează, virează. Bine că au pus dealul ăla acolo. Am venit cu avânt. Nu știu să zic cauciucule, nu mă ajută absolut deloc. Abia aici pe asfalt se simte că începe să facă ceva. Ok. 0.57.
Ok, am terminat. Quit event. Finish event. Ok. Bă, nu-i rău. Nu mai clar cum obțin mașina încă. O să mă interesez după video. Oricum mai mult am vrut să vă arăt M3-ul, dar am zis să vă arăt și astea două, să vă formați o idee de noile Rivianuri care le-au băgat într-o finală în joc. Că după ce a băgat Hammer-ul, s-a simțit vinovat să nu bage și Rivianurile. Și pe bună dreptate. Și asta ar trebui să fie, cred că, alta. Cross Country Circuit, nu, asta îl vreau. 6.4. Asta e R1S, asta e R1T. Ca să știți diferența. Așa. Și asta este... Am înțeles. E... Așa, mă, are râs de off-road ăsta măcar. I-au băgat niște upgrade-uri și au dat seama că nu poți să bași pe trail și să... na. Și să nimic. Ia să vedem. Pe pe loc. Tot 835 de cai. Tot o treaptă. Același interior. Mamă. Ia uite, l-a făcut drift. Serios. Nu știu, ține voia să frânesc ca să el ajusta perfect. Mamă. Vedeți și voi, gen, frânele se chinuie să oprească. Bun, acum cauciucurile se simt un pic, dar mai de capul, deci pe partea de frână și de greutate au simulat foarte bine chestia asta și apreciez. Și Hammer se simte că e greu. Dar asta e la alt nivel. Aia era că sunt la 190. Aștept să pot să le plânesc. Opa, așa, hop. Așa, se fură. Bine, că nu ia virajul. Care se la 120, pe aia dă-n talpă. Bă! Dacă te... uite, adică deja m-am învățat un pic cu... No! Am lovit ăsta. Hai să mai încercăm o dată, restart, pentru că vreau să contorizez punctele. Îmi place că nu face gălăgie. Dar trebuie să te înveți cururile, adică din momentul în care începi să virezi, se tot duce în viraj, frânele nu prind când trebuie, trebuie să ai marj de eroare în 30%. Deci e multicel. Dar după ce te înveți cu asta, nu e atât de rău. Deci a făcut power slide. Talpa asta, te vedeți că se arunce în perete. Pentru că urcă destul de rapid în 100, adică cu toate că e foarte grea și nu are nevoie de top speed. Într-adevăr, ajunge impresionant de rapid la 100. După aia, na, e greutatea, virajele, diferența din nivel. Dar... distractiv de condus, cum zic, aș zice. Așa. Aici trebuie să am grijă. Până la 130, pe aia am dat blană și am luat 150 aproape. Decent. Oaleu, ați simțit, da? Aproape că am atins acolo. Mamă, cum se simte greutatea. Mașina asta cred că distruge cauciucuri. Dacă se simte și așa în realitate, nu cred, dar... ar distruge cauciucuri. Ah, ce fac eu aici? Ok. Poți să ai niște power slide de luțe pe ea. Poate să rugăm până.
soluția asta. Interiorul de lemn frumos. Frumos obține. E, și cam asta e maxim. Deci el a făcut 5,19 și o să scot 2,32. Da, 2,32. Bă, ce să zic? Mamă, cât agar de la sol. Da, asta va fi o mașină interesantă pentru că chiar... Cred că m-am prins de unde iau mașinile mele. Am o bănuială că e din festival, din Farmado cursă. O să verific acum. Ok. Am făcut puncte. Am făcut ceva puncte acum împreună pe video. Dar M2-ul, interesant. Rivian-urile, interesante. Nu știu care le-aș alege mai mult. Cred că la mai scurt. Da, na. Ia să vedem. Deci festival playlist. Deci aici eu nu mai pot să iau nicio mașină, Subaru, Wheelspin, 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 Wheelspin. Bun. Astea le-am făcut. Aici. Aha, uite. Event Lab. Rivian. R1T. Ok. Deci aici avem primul Rivian. Aici n-am nimic la Event Lab. N-au băgat. Nu, deci încă n-au băgat Event Lab-ul cum trebuie sau... Nu înțeleg de ce mi-au mutat aici Rivian R1. În fine. Deci odată aici, de aici obții primul Rivian. După care... nimic. Și aici ultimul. Aici, Rivian R1S. Ok. Deci mașinile Rivian le veți obține de aici. Singura chestie care... Mă mai uit odată să fiu sigur, dar n-am văzut M2-ul. De unde îl obțin? Am trecut pe lângă el, probabil. Aici Spring mă gândesc că ar trebui să pună. Dodge Viper, Cadillac, Super SUV, BMW M5, Ford GT. A, M2-ul e de aici, din Reward. E ok. Bun. Înapoi la... BMW-ul nostru, dar... Stai, mi-am luat aminte. Nu cred că merită. E un campionat pe Hot Wheels. Nu cred că o să-mi bag capul, dar dacă vreți să farmați DBS-ul ăsta SL, nu e rău. E relativ nou. Aveam un Forza 4, dar asta nici nu mă încântă atât de tare în momentul de față. Chiar putem să facem ceva împreună. Să o căutăm la Action House. Posibil să nu fie, dar să încercăm. Action House. Search Action. Aston Martin. Ăsta e. Uite, aveți DBX, Vantage, Vantage, Vulcan, Valhalla. Ăsta ar fi. A, uite că e disponibilă. Și nici nu scumpă. A. Da, asta e. Da. Dacă vreți să o luați, nu știu, aș putea să o iau și eu, de fapt, doar ca să... E, drăguț ăsta. Uite, 200.000 de credite. Buyout. În caz că nu vei să farmezi, că toată ai și opțiunile astea, nu strică. Per total, într-un final, cei de la Forza ne ascultă și fac, scot și mașini noi. Aparent au avut o colaborare cu BMW. Și în afară de asta, Rivian. Bagă și electrice, bagă și benzină, chiar apreciem. Și dacă vreți acum, mai puteți face și acest M3 drift. Nu aș strica deloc. Numai că tractuiesc spate 900 de cai, vă dați seama că nu sună bine și are nevoie de foarte mult downforce. Ca să poată spune puteri la sol. Nu se mutuie spate dacă încerc să faci de treabă. Doar de curiozitate să facem aici un mic test, dar sunt convins că nu se poate ține sub control. Ia.
mașina asta singura muncă care poți să poți așa cu tractul în spate, cu un secai. E să activezi track și controlul, altfel îți îndreapta patru ori pe tractul. Nu l-am atins la față. Bun, asta a fost video de azi, sper că v-a plăcut și să spuneți ce voi aveți de nou update. Pentru final adaugă și mașini noi. Și până la următoare, la revedere. Pa, pa!